ultima clipă am oscilat cu privire la fragmentul biblic pe care să-l citesc, aveam în minte vreo trei variante. Mă gândeam la un fragment din Faptele Apostolilor, mă mai gândeam la unul din Vechiul Testament, din Cartea Judecătorilor și mă mai gândeam la un fragment din Evanghelia după Luca. Mă voi referi la acesta din capitolul al 13-lea, Evanghelistul Luca în capitolul al 13-lea de la versetul 10 la 17 e un fragment arhicunoscut, dar o să mă refer oricum în introducere și la textul din Faptele Apostolilor. N-am mai fost la dumneavoastră niciodată, așa că țin măcar două predici. Acum nu mai fost Aminu ca mai înainte, dar Domnul să vă dea putere. Luca 13, versetul 10, Cuvântul lui Dumnezeu zice așa. Isus și mai zic o dată, Isus, pentru că ați cântat atât de frumos, voi tinerii de aici sunteți de ai mei, ca să zic așa. Mi-a plăcut cum ați cântat. Isus. Și Apostolul Pavel, când a venit în mijlocul vostru, n-am vrut să știu nimic altceva decât pe Isus Hristos și pe El răstignit. Acest Isus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Un lucru total neobișnuit. În mod obișnuit, fruntașii sinagogii nu îl primeau pe Isus ca învățător în sinagogile lor, dintr-un motiv simplu. Predicam mult mai bine decât ei. Și atunci când au vrut să pună până mâna pe el, ăia care s-au dus să-l prindă, au zis: Nu putem să facem nimic. Așa cum vorbește omul acesta, nu vorbește nimeni. Când i-au trimis pe aproz să-l prindă. Se întâmpla destul de rar ca Domnul să predice de la învoane. Știu că unii, mai ales aici în zona dumneavoastră, se potihnesc dacă nu stai la învon în timpul predicii, dacă nu ești în altar, dacă nu rostești. Dar spuneți-mi dumneavoastră de câte ori l-ați văzut pe Iisus predicând de la vreun Anvon foarte rar. De cele mai multe ori predica în mijlocul lanului de grâu, altă dată pe malul mării, și l-au mutat de pe malul mării în corabie la un moment dat, că nu mai putea, îl îmbolzeau mulțimile. Iisus întotdeauna predica în mijlocul mulțimii, niciodată așezat așa undeva mai sus, nu, ci întotdeauna în mijlocul mulțimii. Dar iată că e o zi în care învăța mulțimia într-o sinagogă, în ziua de sabat, nu știm care este sinagoga, există un părinte al bisericii care face niște speculații în privința asta, da, sunt doar niște simple speculații. Și acolo, în sinagogă asta, era o femeie. Și asta e foarte ciudat, că femeile, estimate doamne, domnișoare, preubite surori, n-aveau acces în sinagogă în mod obișnuit în vremea asta. Ele aveau un loc, așa cum e astăzi în bisericile evanghelice, un fel de părintele și copilul. Mă rog, o vreme se numea mama și copilul, dar corect e să fie și tata. Deci părinții, amândoi. Și Totuși, femeia asta este în sinagogă și ăsta, părintele acesta al bisericii, spune că femeia asta era în sinagogă dintr-un motiv simplu, că era bogată și era sponsor al sinagogii. Și evrei întotdeauna găseau un mijloc de a împăca, nu știu cum să zic, donațiile cu teologia. Au harul ăsta și în vremurile noastre. Și acum, femeia asta era acolo, spune Biblia, că era stăpânită de 18 ani de un duc de neputință, era gârbovă, fiind gârbovă în mod normal, probabil că nici nu era văzută. Și ăsta e un motiv pentru care au zis, mă, o punem acolo, mai donează niște bani, oricum nu vede nimeni. Și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Și aici e foarte interesant, versetul 12, ce zice? Când a văzut-o Iisus. Deci Iisus a văzut-o. Oaspeții care veneau de obicei în sinagogă nu reușeau să observe că ea era gârbovă. Dar Isus a văzut-o și când spune Biblia că a văzut-o, nu se referă doar la aparențele exterioare. Mă întreabă cineva, de exemplu, dacă plec de aici, l-ai văzut pe fratele, pe fratele de la orgă sau pe care va de aici și o să spun că l-am văzut, dar ce văd eu? Eu îl văd cum stă, ce cămaș are pe el, dar cei dincolo de asta vede doar Dumnezeu. Când zice că a văzut-o, înseamnă că Isus a văzut cei 18 ani de lacrimi, cei 18 ani de așteptare, cei 18 ani în care femeia asta a fost stăpânită de un duc de neputință. Dar nu doar că a văzut-o, spune Biblia că a și chemat-o și i-a zis, și acum fiți foarte atenți tinerii, că voi sunteți cu gramatica, Vă zice aici așa, femeie ești dezlegată de neputința ta. Nu îi spune vei fi dezlegată, nu îi spune acum te dezleg, ci spune ești dezlegată de neputința ta. Adică, înainte ca Domnul să o cheme, el a și dezlegat-o. Că Dumnezeu nu îi spune unui paralitic, ridică-te și lasă mai departe bolnav. Nu. Domnul când îi spune unui om paralizat, ridică-te. Domnul o și vindecat înainte. Numai că omul ăla, dacă are credință, el bazat pe ceea ce spune, Domnul acționează și zice, a chemat-o și a zis, ești dezlegată de neputința ta. El îi transmite informația că întotdeauna cuvântul aduce credința. Așa spune Biblia. Întotdeauna credința vine în urma auzirii cuvântului. Spune Biblia că și-a întins mâinile peste ea și aici un adverb de timp care exprimă o acțiune făcută imediat pentru iubitorii de gramatică și spune Biblia îndată s-a îndreptat și când omul se îndreaptă primul lucru pe care îl face e că îl slăvește pe Dumnezeu. Întotdeauna așa se întâmplă. Și acum aici e acest dar da? n nu are nicio legătură cu darurile pe care le primim de o sărbători, dar, și se schimbă tot sensul textului, până acum bucurie, har, vindecare, eliberare, dar apare fruntașul sinagogii. Nu știu cum se întâmplă că toți fruntașii sinagogii au fața asta tristă, acră, supărată, dar fruntașul sinagogii, în locul ăsta să se bucure de cum lucrează Domnul Isus, oamenii ăștia parcă sunt cei mai acri dintre toți. Aș putea să zic chiar patronul sinagogii, care și aerul ăsta de șef, nu de slujitor. Mâniat că Iisus săvârșise vindecarea asta în ziua sabatului, dar eu vă spun că problema lui nu era așa mult cu tradiția care spunea că în ziua sabatului n-ai voie să faci o grămadă de lucruri și acum nu intrăm în detalii. Evreii mergeau până acolo încă ziceau că în ziua de sabat n-ai voie nici să scuip, că dacă scuip se dislocă praful și Dumnezeu cântărește și praful de pe cumpănă, cum zice prorocul, și atunci tu ai socotit, cumva socotește că ai muncit. Și acum spune Biblia că omul ăsta era supărat că Isus a făcut vindecarea în ziua sabatului, dar de fapt era supărat că Isus a făcut vindecarea, punct. A luat cuvântul și a zis, sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul, veniți dar în aceste zile să vă vindecați și nu în ziua sabatului. Deci el așa vorbește, de parcă în cele șase zile la el, la, la acolo la sinagogă, erau numai semne și minuni. Și în ziua asta ar fi fost o pauză de la atâtea semne și minuni. Dar femeia asta, nu uitați, era gârbovă de 18 ani, de câte ori a fost ea acolo și în timpul săptămânii, dar nu s-a întâmplat nimic. Dar observați. Și acum uitați-vă ce stil didactic are Domnul Isus. Îmi place mult. Ca păstori avem, păstor, avem de învățat mult de la El, zice așa, versetul 15. Fățarnicilor i-a răspuns Domnul. Deci o de la general, dar se referă la el. Cum câteodată zici la general, dar te uiți la unul în mod special. Zice, fățarnicilor, a nu toți erau fățarnici, ăsta era. I-a răspuns Domnul, oare în ziua sabatului nu-și dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la Ezle și îl duce de la dapă, dar femeia asta care este o fica lui Avram și pe care satana o ținea legată de 18 ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura asta în ziua sabatului? Adică voi țineți la animalele voastre mai mult decât la un suflet de om? Și uitați-vă că exact asta se întâmplă în vremurile noastre. Oamenii ajung să iubească animalele mai mult decât iubesc oamenii. Și spune Biblia că pe când vorbea el astfel, toți potrivnicii lui au rămas rușinați și norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea cine? El. Amin. În sfârșit, vă rog să vă așeza. Știu că așteptați de mult. Vor mai ținu și tineri în picioare. Nu Numai să știți că nu-i păcat să stăm în picioare. Drept dovadă, pe tot parcursul predicii, dacă Dumnezeu îmi va da putere, o să rămân în picioare. Apoi, pe vremuri, în vremurile biblice și în vremurile antice, învățătorii de obicei stăteau așezați. Așa că, bun, și, și predicile erau mult mai lungi decât acum. În vremurile noastre, cred că e mult mai potrivim să stăm așa în picioare, putem să vorbim mult mai mai bine. Mi-a plăcut tare mult cum ați cântat, Domnul să vă binecuvânteze. Și nu doar că mi-a plăcut cum ați cântat, din momentul când am intrat aici, am văzut că v-ați rugat, ceea ce contează foarte mult, că noi nu suntem aici să ținem un spectacol, oricât de bine ați cântat. Apoi, mi-a plăcut atitudinea voastră la cântare, n-ați fost morocănoși, n-ați fost supărați, ați cântat cu toată inima, plin de pasiune, să vă țină Dumnezeu în ravul ăsta, în sensul cel mai bun. Sunt în această după masă împreună cu voi. Acum, în mod normal, când un pastor vine pentru prima dată, sau un predicator vine prima dată într-o localitate, la început trebuie să spună câteva cuvinte de politețe. Vă mărturisesc că multe lucruri n-am știut despre dumneavoastră. Am trecut prin marginea de foarte multe ori, dar din momentul în care am aflat, am fost interesat să mă uit pe internet. Fratele meu, care este și el pastor, a făcut parte dintr-o biserică evanghelică numită Todoasea Domnului, și cunosc destul de bine. Eu sunt din Bihor și multe din cântările pe care voi le-ați cântat în prima parte a programului, dar am văzut că aveți și din astea la alte, care sunt mai din vremurile noastre. Multe din cântările pe care voi le-ați cântat, exact așa se cântau în biserică în care eu am copilărit. Și biserica în care am copilărit seamănă cu biserica dumneavoastră, atâta că noi nu aveam bănci așa de faine, nu aveam microfoane așa de faine, nu aveam instrumente așa de faine, aveam numai niște lavițe, așa se numeau, nu știu cum se numesc la voi, laițe, deci tot acolo, limba română, seamănă oriunde ai fi, niște lavițe, dar program, uite, pe lavițele alea de lemn ținea programul de la 9 dimineața până la 2-3 după masa. Și nu ne plictiseam. Mai dormea cei drept câteodată, câte un frate mai în vârstă. N-am să o uit niciodată că eram în brațe la bunica și am văzut și pruncul pe aici, așa de simpatic, să o strecura pe aici eu am stat în brațe la bunica odată și o soră mai în vârstă a dormit și o căzut la vița. Mi-aduc aminte perfect. Și m-am lovit atunci rău la cap, mi-a rămas un semn aici, încă nu se vede. Și uh, mi-aduc aminte de vremurile alea când frații predicau după 3-4 ore peste program. Deci ziceau fraților, dacă nu rezistăm în biserică o oră, cum o să rezistăm în rai o veșnicie. După aia când am crescut eu mai mare, mi-am dat seama că în rai nu o să fie chiar ca la biserică. Slavă Domnului și pentru asta. Acum sunt momente de rai în biserică pentru că rostul rugăciunii nu-i să care pământ în cer. Cu toate că noi asta ne chinuim de multe ori în rugăciunile noastre, tot cărăm pământ în cer și îl informăm pe Domnul ce fac rușii, ce fac românii, ce fac americanii, ce se mai întâmplă în familie la noi. Dar Domnul le știe pe asta. Biblia spune că înainte să scoți un cuvânt în rugăciune, tatăl vostru care este în ceruri deja le știe rostul rugăciunii nu-i să care pământ în cer, ci să coboare cerul pe pământ. Și din când în când se întâmplă treaba asta. Cei drept nu întotdeauna, trebuie să o recunoaștem. Că sunt și programe la care e mai mult pământ decât cer, dar și dacă îi cât o fărâmă de cer, măcar puțin, o fărâmă dacă, dacă o căzu de pe masa stăpânului, zicem și noi ca femeia cananită, că și căței trăiesc tot cu firmiturile care cad de pe masa stăpânilor lor să lase Dumnezeu în această zi să coboare cerul pe pământ. Amin. În inimile noastre și în viațele noastre. Slăvi să fie Domnul Amin. pentru toate. Acum, așa cum v-am amenințat, vreau să mă refer și la un text din Faptele Apostolilor din capitolul al 9-lea, pentru că titlul predicii de acolo l-am găsit. E vorba de întoarcerea lui Saul, care mai târziu devine Apostolul Pavel, și întrebarea pe care el o are când îl întâlnește pe Isus. Vă mai aduceți aminte de întrebarea asta? În afară de asta, imediat după aceea, zice, Doamne, ce vrei să fac? Zice, și cine ești, Doamne, aveți dreptate. Și o să ne uităm pas cu pas la întâlnirea lui Saul din Tars cu Mântuitorul Iisus, și vom ajunge și la întrebarea asta și ne vom întreba în această zi, Doamne, ce vrei să fac? Și la întrebarea asta vom privi la textul pe care deja l-am citit și o să găsim trei răspunsuri foarte simple, așa de simple că de la cei mai mici prunci până la cei mai mari prunci vor rămâne în mintea noastră aceste răspunsuri nădăjduiesc. Spune Biblia că acest Saul din Tars, în capitolul 9, în primul verset, sufla încă amenințare și ucidere împotriva ucenicilor Domnului și se duce către Damasc. În vremea aceea, în Damasc, era o comunitate evrească foarte mare. Știm din istorie, de exemplu, că în anul 66, 20.000 de evrei sunt omorâți acolo. Deci, exista o comunitate evrească foarte mare. Probabil, nu probabil, mai mult ca sigur, exista și o comunitate de creștini în rândul evreilor de acolo. Acest Saul, care își termină facultatea la Tars. În vremea aia, dragi tineri, pentru că voi sunteți cu facultățile, erau trei mari universități, la Tars, în Atena și în Alexandria. E ca și cum mai face astăzi Cambridge-ul sau știu eu o universitate undeva în Anglia. Omul ăsta era în același timp fariseu, el însuși se prezintă așa la un moment dat și nu orice fa fariseu, un filipen 3 cu 5 se laudă că făcea parte din tagma cea mai serioasă a fariseilor. Și apropo, ca să intri în tabăra fariseilor, trebuia să știi pe de rost primele cinci cărți din Biblie. Noi ne este greu să citim cartea numerilor. Ia gândiți-vă să știi pe de rost. Că noi privim așa cumva pe farisei superior. Omul ăsta era fariseu, avea și școală, din toate punctele de vedere pregătit. Și spune Biblia că se duce la Damasca să pună mâna pe ucenici, să-i aresteze și să-i omoare. Și pe drum, versetul 3, fiți atenți, spune așa, când s-a apropiat de Damasc, deodată, și îmi place așa de mult acest deodată, a strălucit o lumină din cer în jurul lui și a auzit un glas care zicea, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Acest deodată arată că noi nu putem să-L programăm pe Dumnezeu. Eu o vorbă care spune, dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să zâmbească, spune care sunt planurile tale pe următorii cinci ani. V-am lăsat să... Am vorbit o că cam prea repede. Zice Biblia deodată. A ce înseamnă acest deodată? Înseamnă că e neprogramat. Adică Știți, poate că în această zi ați venit aici aduși de cineva, cineva v-a tot bătut la cap, bă, vină la noi la adunare, că astăzi vine un predicator, facem o întâlnire specială și în sfârșit ești aici. Poate, dragul meu tânăr, te-au adus părinții, nu prea ai avut niciun chef să vii la adunare, dar totuși ai venit aici sau ai venit pur și simplu, ești pe pilot automat, ești din inerție în locul acesta. Vreau să spun ceva, în mod neprogramat de tine, nici nu te-ai gândit, poate, sau poate nici nu -ți trece prin minte că în seara asta lumina prezenței lui Dumnezeu ar putea străluci în jurul tău. Dar ascultă-mă bine, în întâlnirea cu Dumnezeu nu-i programată. Oricât de mult ne-am străduit, programele noastre trebuie așezate. Noi ne programăm foarte bine când facem treaba asta. Facem o grămadă de lucruri în mod programat în viață, dar niciodată nu putem programa pe Dumnezeu. Nu există sun și mâine fix la ora 6 când sun eu prorocul de nu știu pe unde, Dumnezeu e obligat să răspundă. Noi avem unii dintre noi iluzia asta. Că Dumnezeu stă cumva la telefon, la mâna mea și n-am eu vreme, n-am altceva de făcut, pun mâna pe telefon și în mod obligatoriu Dumnezeu trebuie să-mi răspundă. Ești astăzi aici pentru că te-a adus un prieten, ești astăzi aici pentru că te-a adus nevasta, ești astăzi aici pentru că te-a adus soțul, ești astăzi aici pentru că te-a adus vecinii. Nu contează de ce. Vreau să spun ceva. Deodată, fără să te aștepți, poate chiar fără să vrei, Dumnezeu poate să-ți vorbească. Ba mai mult, Dumnezeu îți poate schimba viața. Eu am cunoscut oameni de felul ăsta. Unul mi-a zis, zeci eu nu vin la voi la adunare, că mi-e frică de faptul că atunci când intru în adunare mă pocăiesc. Mie mi-a zis mama că eu când intru prima dată în adunare, eu mă pun pe genunchi și mă pocăiesc, așa că nu vreau să calc pe acolo. Și odată, nu știu cum, au ajuns la un... Mi-a și zis înainte, vezi că eu nu mă pocăiesc. Și s-a pocăit. cum o intrat în adunare până atunci, eu zis mai că sa vezi că atunci când intri în adunare, primul lucru, vei cădea pe genunchi și te vei ruga. Și, și el mi-a zis înainte, fii atent, frate zice, eu vin, el zicea, frate, dar n venit nicio treabă. Eu vin, zice, mă pun pe ultimul rând, de ea nu mă rog. A fost foarte simpatică, ne -a ajutat la construcția bisericii, că a rămas cu biserica decapotabilă la un moment dat, din cauza că m-a luat un har din ăsta, fiind foarte tânăr, pastor, tânăr, am zis, renovăm biserica, am dat jos acoperișul, și după aia problema a fost cu datul jos, a fost cum a fost, dar cu pusul înapoi a fost baiul. Că n-am mai avut bani și n-am mai avut cu cine. Am fost numai eu cu un bătrân, Că ceilalți fraze în adunare au zis, dacă te-ai pornit, acum termină. Și ce credeți? Dumnezeu a trimis un, pe omul ăsta, care mama lui era pocăită, taică său nu era pocăit, el era ortodox, au avut un vis. Să vină la adunare cu o sumă de bani. Au, au venit exact cu suma de bani de care aveam nevoie, Avea o firmă de construcții și a zis, eu vă lucrez, dar așa a fost de simpatic, dar zice, eu nu intru la voi în adunare. Eu lucrez, dar numai în exterior. Și am zis, nici un bai, că tu lucrezi în exterior, Dumnezeu lucrează la interior, <gântări> întotdeauna. Și ce-a făcut? S-a pus pe acoperiș, lucra cu noi pe acoperiș. Când lucra la acoperiș, eu îi ziceam zâmbind, ai grijă să nu pici în adunare, că dacă pici, te pocăiești pe loc, mai ales de la înălțimea aia, până ajungi jos. Apoi și dacă ajungi jos, chiar ai nevoie de pocăință rapidă. Când s-a terminat construcția, nu a venit. O venit numai așa cum v-am zis la un moment dat. Cred că o binecuvântare în familie sau ceva de felul ăsta. Au avut ceva, soră, din obligație de familie, bătut la cap, de maică să zic, de toate neamurile, o venit și o zis că vine mai repede, că el nu stă la noi în Bihor, să zicem, în loc de genunchi, în gerunți, așa. El a zis, eu nu stau în gerunț în fața nimănui, nu mă pun un om din ăsta, așa, un bărbat din ăsta, așa, bine făcut, eu, orgolios la maxim, cu bani, și zice, eu, să știi că eu, pe mine să nu mă obligați, eu când voi vă puneți pe genunchi, eu nu mă pun. Ăsta stai liniștit că nu te bagă nimeni în seama pot veni liniștit. Au venit, nu voi uita niciodată cum au intrat în adunare, au căzut pe genunchi, noi aveam o ușă mai îngustă decât asta, e ca și calea pocăinței, așa era ușa aia. După ce intrai în adunare era mai largă cărarea, dar la intrare era baiu. și cum s-au pus pe cum au intrat în adunare, cum s-au pus pe genunchi, veneau oamenii, era nouă fără ceva, veneau oamenii să cheau în urma lui ori trebuie să stea vreo 15 minute, nu a fost nicio predică, doar auzi el până atunci o grămadă de predici, o stată acolo în ușă și surugat, exact cum mi-a zis maica sa, când intri prima dată în adunare, te pui pe genunchi și Dumnezeu te pocăiește și te întoarce la el. Acum, acest deodată, în cazul lui Saul, e exact așa. Tu ești astăzi aici, voi ați venit să cântați. Unul a venit, câteodată mă uit în biserică și zic, unul vrea să cânte, altul urmează să dea îndemn. Toți sunt pregătiți Parcă nimeni nu are nicio treabă, numai cu ceea ce contează. Știi ce contează? Întâlnirea cu Domnul Isus. Fiecare e pregătit să-și facă numărul lui. Fiecare are ceva. Mă, eu am venit aici, de ce? Eu vin la colectă, eu am venit la nu știu ce. Ascultă-mă. Deodată te poți întâlni cu Isus. Acest Saul din Tars nu avea nicio treabă cu Isus. Din potrivă, era dușmanul lui și dorea să pună mâna pe toți ucenicii și să-i ducă la moarte. Și spune că a văzut și a auzit vocea asta, Saule, Saule, pentru ce mă prigonești? Și știți ce a spus cu toată teologia lui? Zice, cine ești tu, Doamne? Să ai facultate de teologie la picioarele lui Gamaliel, să ai facultate la Tars, să fii pregătit și când stai față în față cu Dumnezeu să nu-L cunoști, să vii în biserică, să fii crescut în Sfânta Biserică, să fii crescut cu Biblia în mână, să fii auzit o grămadă de cântări, dar când ești în prezența lui Dumnezeu să nu recunoști, să stea lângă tine unul și să plângă, iar tu să stai cu gândul în altă parte și să nu înțelegi pur și simplu, bă, ce-i cu ăsta? Ce are? De ce plânge? Ce-i cu nevastă mea? ce cu pruncea ăștia? ce cu oamenii ăștia? Tu știi despre Dumnezeu? Dumnezeu, ai auzit o grămadă de lucruri despre Dumnezeu, dar cu toate acestea când ești în prezența Lui să nu o recunoști. Și Saul asta zice, asta, zice, cât e trist să știi lucruri despre Dumnezeu, dar să nu-L cunoști cu adevărat pe Dumnezeu și în rugăciune când e prezența Lui Dumnezeu și alții spun, l-ai simțit pe Domnul? Bă, dar ce -a simțit voi că eu n am simțit nimic? Să spui cine ești tu, Doamne? Și când îi spui lui Dumnezeu sincer și îl întrebi pe Dumnezeu sincer, El îți răspunde, eu sunt Isus pe care îl prigonești. Și acum două vorbă din agricultură, noi o putem înțelege, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Se referă la faptul că în agricultură, în vremea aia, animale de tracțiune, boii, erau îndemnați să meargă la sânga și la dreapta cu un țepuș. Cum era în vremea puritanilor, în bisericile puritane, oamenii de ordine aveau câte un țepuș lung și dacă dormea careva l-ajuta să se trezească. Și acum, stați liniștiți că nu se întâmplă, nu, nu vin rușii. Și acum, ce e important, să înțelegem și foarte uh, importantă ideea asta, ce vrea Domnul Iisus să spună? Vreau să-i spun așa, după ce te întâlnești cu mine, tu nu te mai poți întoarce la ce ai fost. Hmm. Ascultă-mă, când vei gusta din Domnul și vei vedea cât este de bun, nu o să mai vrei să fumezi. Când vrei gusta din Domnul și vei vedea cât e de bun, nu vei mai vrea să te întorci la păcatele tale. ca a, a face legământ cu Dumnezeu și a te pocăi. și ce înseamnă? Să-l iubești pe El mai mult decât îți iubești păcatele. Voi aveți păcate? Nu ziceți amin. Nu hai să vă spun ceva a fi pocăit înseamnă, sau a fi credincios, sau cum vreți voi să ziceți, înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. O doamnă mi-a zis odată că ar vrea să se întoarcă la Domnul, dar nu poate că îi dependentă de fumat. Și am zis, doamnă, înseamnă că vă iubiți, iubiți sigara mai mult decât pe Hristos. Ai ce o supăra pe mine. Avea o poșetă mare în mână, m-am și speriat așa cum am pus mâna pe poșetă, zic, am făcut doi pași în spate. A, a fi credincios, asta înseamnă să-L iubești pe Isus mai mult decât îți iubești păcatele. Zice fericitul Augustin într-o rugăciune și mi-a plăcut că voi ați rostit mai, la un moment dat un psalm ca pe o rugăciune, că psalmii sunt rugăciuni. Zice fericitul Augustin așa, Doamne, ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să păcătuiască. Pentru că secretul urmării lui Hristos nu e frica de Domnul, frica de Domnul e începutul înțelepciunii, ci dragostea de Dumnezeu. Pentru că, uitați, pasul următor, dacă vă uitați, zice Biblia, că tremurând și plin de frică, dar nu orice fel de frică, ci o frică uh, duhovnicească, a zis, Doamne, ce vrei să fac? Și la întrebarea asta sunt trei răspunsuri în textul nostru. Nu știu unde aveți ceasul, acolo -i. Trebuie să-l văd că îl și aici. Ba, perfect, sunteți blindați. Îți uh, trei răspunsuri la întrebarea asta, doamne, ce vrei să fac? Înainte de asta, știți, întrebarea asta m-auzit o odată la un bărbat care avea o, o soție care era bolnavă în stare terminală în spital, era bolnavă de cancer. La care m-am dus să fac rugăciunea și fetița lor a făcut o rugăciune lângă mine superbă. Doamne, vindec pe mama atât. Mi-aduc aminte că era o zi de joi și o trebuie să mă duc acolo. În aceea zi am avut o înmormântare, înmormântarea unui copil. Dimineața am fost la spital, seara am fost la biserică. Dar programul de joia seara la noi în vremea aia era ca un priveg, în general, așa. Programele din timpul săptămânii erau amărăte rău. Joia seara am plecat înspre Anglia, aveam acolo 1, 2, trei programe de evangelizare. Sâmbătă noaptea, am întors, duminică dimineața eram deja la noi la biserică. Pe drum mă sună acest bărbat, mi mi-am mi adus aminte de întrebarea lui în, în, când eram în spital. Doamne, ce să fac? Doamne, ce să fac? Și când l-am văzut când mă sună, m-am gândit că e vorba de înmormântare. Vă mărturisesc și am zis, nu mi tulbur inima înainte de slujbă, după vorbesc cu el. Dar omul a insistat și dacă tot a insistat de două ori, o stăruit. Era penticostal de-al meu. Tot stăruind, o, ce să fac la... I-am răspuns. Și zice, după cum o sunat, mi-am dat seama că ceva îi de bine. Știți că îți dai seama după cum se uită oamenii, după cum vorbesc, după ton. Uite, mă uit la voi și sunteți foarte atenți. Îmi dau seama după privirea voastră dacă sunteți ok sau nu. După cum vorbește un om, nu trebuie să spună ceva, după ton, după cum te salută, după cum arată. Și mi-am dat seama în momentul ăla că omul ăsta îi bucuros. Și, și mi-au zis uh, v-am sunat să vă spun că soția mea e mai bine și că doctorii spun că s-a întâmplat ceva și v-am sunat să mulțumesc bisericii, să vă mulțumesc și când mi-au zis că mulțumește mie, zic, frate, păi nu mulțumi mie, că dacă era după mine, eu m-am gândit că mă sunt pentru un mormântare. La ce credință am eu? Nu cred că se întâmplă ceva. Cred că dacă Dumnezeu a răspuns, o răspuns din două motive. Unu, a fost rugăciunea fetiței voastre. Doi, a fost faptul că voi, v-ați încrezut în el și ați respectat ce spune Biblia. Dacă e cineva bolnav, să cheme prezbiterii bisericii să se roage pentru el. Voi v-ați baza pe ceea ce a spus Dumnezeu și bazați pe ceea ce a spus Dumnezeu, Dumnezeu onora credința voastră. Simplu, atât. Dar mi-a rămas în minte întrebarea asta și probabil că unii dintre voi astăzi aveți aceeași întrebare în minte. Doamne, ce vrei să fac? Nu știu ce ai în familia ta, nu știu ce ai în viața ta, nu știu ce ai de luat, nu știu ce decizie ai de luat. Poate ai trecut în ultima vreme printr-o pierdere atât de mare și te întrebi, Doamne, ce să fac? Te gândești la lucrurile rele pe care le-ai făcut, la viața ta, la familia ta, nu știe nimeni și te întrebi în seara asta, Doamne, ce să fac? Ești cumva disperat și străiești singur disperarea. Ești tânăr și te gândești la ce vei face anul acesta. Poate că ești în adunare în seara asta exact cu același gând. Doamne, ce vrei să fac? De la femeia asta, gârbovă, învățăm trei lucruri. Unu, slujește. Doi, trăiește. Trei, taci. Slujește, trăiește și taci. Îmi dați voie să spun cu voce tare și să repetați cu mine după aia, că așa știu că rămâne în mintea dumneavoastră. Slujește, trăiește și taci. Hai să repetăm împreună. Slu. A zis -o așa de fain încât o să vă cer să mai zicem o dată. Haideți. A zis-o asta cu taci, că aproape că aș lua o personală acum. Sper că nu vă referiți la mine când am zis taci. Slujește. Femeia asta îl slujește pe Dumnezeu, gârbovă, 18 ani, se duce la sinagogă. Ideea asta cu siguranță ați mai auzit-o, dar știți că există niște boli care se manifestă numai duminica la unii? Sau când e vorba de casa lui Dumnezeu, sau când e vorba de lucrurile spirituale. Sau... Unii oameni îți loviți de dureri de spate, subit, când e vorba să vină să facă ceva pentru Domnul, când trebuie să vizitezi un sărac, să ajute. Nu pot, zice, mă doare spatele. Duminica, sâmbăta, seara, dacă îi demers la lucru, n-au nicio treabă. Când îi demers la școală, n-au nicio treabă. Dar la biserică îi lovește domne așa. N-am văzut unul dormind la lucru. Mai ales dacă lucrezi undeva pe o bandă, n-ai cum. Că dacă dormi, dar la biserică se mai întâmplă. Știți cum? Uitați-vă la femeia asta timp de 18 ani. Nu. Nu știm cât timp se duce la sinagogă, dar. Eu vă întreb ceva, dacă femeia asta ar fi lipsit în ziua aceea de la sinagogă, ar fi fost vindecată, da sau nu? Nu. Ea s-a mai dus la sinagogă și altă dată. Era același fruntaș al sinagogii. După cum a, vorbește, nu predica grozav. A, deci după atitudine e foarte clar. Nu are nicio treabă cu Dumnezeu. Nu iubea oamenii și dacă nu iubești oamenii, nu-L iubești nici pe Dumnezeu. Dar totuși se duce și îl ascultă. Mă, ăla, iar la predică. Iar -i, nu știu cu tare. Iar cântă tinerii. Iar e orchestra. Deja știu, nu mai. Și atunci, duminica, mă, am vrut să vin la biserică, dar mă doru capul tare, ta. Mă doru spatele, am avut nu știu ce problemă, dar numai duminica, că de luni dimineața îs perfect, nu mai am niciun bai. Acum, eu învăț în această zi că pe Dumnezeu trebuie să-L slujești indiferent de circunstanțe. Și dacă vă uitați, acum ne apropiem de nașterea Mântuitorului, dar eu aș face referire mai degrabă la răstignirea Lui. Pentru că referindu-mă la răstignirea Lui, veți vedea că sunt oameni care rămân alături de Hristos chiar și când Hristos e pe cruce, chiar și atunci când e mort. Mi-aduc aminte de Nicodim, de Iosif din Arimatea, oameni cu funcții importante, oameni importanți în societate, dar care rămân lângă Hristos chiar și atunci când nu mai aveau nimic de câștigat după el. Iar mulțimea îl urmează numai atunci când mai are ceva de câștigat. Ne mai dă niște mâncare gratis, mai ne dă ceva, mai obținem ceva, de... pentru că suntem în prezența Lui. Eu învăț că Isus trebuie slujit indiferent de circumstanțele vieții. Nu există, îl slujesc pe Dumnezeu doar când mi-e bine, când copiii sunt sănătoși, când totul e bine, când mă simt ok. Noi nu predicăm o Evanghelie a prosperității, nu există așa ceva. Hristos merită slujirea noastră, Dumnezeu merită închinarea noastră, indiferent de circumstanțele vieții noastre. Și vreau să spun asta cât pot de hotărât. Oameni dragi, Dumnezeu merită închinarea noastră, independent de ceea ce primim de la El. Dumnezeu merită închinarea noastră nu pentru pâinea pe care o primim, nu pentru sănătatea pe care o primim, ci pentru simplu fapt că El este Dumnezeu mai zic o dată, Dumnezeu merită închinarea noastră pentru simplu fapt că El este Dumnezeu. Și de voi fi bolnav, îl voi lăuda pe El. Și de voi fi sărac, îl voi lăuda pe El. Și voi zice că Apostolul Pavel m-am deprins și în sănătate, și în boală, și în belșug. M-am deprins în toate lucrurile acestea să trăiesc pentru slava și gloria acestui Dumnezeu. Ce-mi de la textul acesta? că Dumnezeu merită să fie slujit indiferent de circunstanțe. Și aici sunt trei lucruri pe care eu le-am așezat, că așa ai predicat de obicei pe trei puncte și după aia încă trei sub puncte, dar numai la punctul 1 am trei sub puncte. și la doi, că la ultimul unu. Primul subpunct. înțelegând că ai o valoare de la Dumnezeu, doi, identificând corect valoarea și trei, înflăcărând această valoare. 1. 1 Timotei 4 cu 14 Nu fi nepăsător cu privire la darul care este în tine Înțelegând că ai o valoare Opusul dragostei nu este ura, ci nepăsarea Mie la predică vă mărturisesc Prefer reacții negative decât nicio reacție Prefer să văd că unul s-a enervat decât să văd că vreo 14 ori dormit. Cum a fost? Păi, a fost slavă Domnului. nu fiți nepăsători. Nu, asta e problemă problema creștinismului de astăzi. O mare masă amorfă, inertă, nu știu ce sinonim să mai folosesc de, de cuvinte din astea mari, de oameni care îl urmează pe, pe Dumnezeu, dar din obișnuință, din inerție, din dintr o sfântă dulce amăruie inerție. Suntem și noi acolo, o biserică pentecostală, creștină după Evanghelie, baptistă, ortodoxă. Stimați ascultători, nu fiți nepăsători. Nu fiți nepăsători. Eu, frate, dar eu ce am? Care-s acolo să predice, care-s predicator, să cânte, care-s cântăreți. Dar eu, Păi, lăsat lăsați-mă în pace. Știți, câți oameni din ăștia ne-am întâlnit, începând o biserică nouă în care am încercat să-i facem pe oameni să slujească, fiecare acolo unde trebuie să slujească. Când se faci, te faci membru în biserica noastră, te întâlnești cu păstorii și noi te întrebăm, tu ce ai slujit până acum? Păi, oamenii sunt șocați, ce să slujesc? Piu, mi-am dat taxa. Când, când am preluat o biserică de sat, cea mai mare biserică de sat din județul nostru, când am început să vizitez fiecare membru acasă, care nu mai fost de mult la biserică, îmi ziceau: ă, Domnul pastor, dar am plătit taxa dacă mor, mă îngropați? Dic, și dacă nu plătești, tot e îngrop. De ce? Că Românul e preocupat mai mult de înmormântare decât de veșnicie. Nepăsarea. Ne omoară nepăsarea asta. Pe mine să mă lăsați în pace, eu să-mi văd de treaba mea, eu mai vin la biserică, mă mai duc pe acolo, mai îmi fac câte o cruce când trec pe lângă o troiță și, în rest, lăsați-mă în pace. Nepăsarea. Dar și în bisericile evanghelice, fix același lucru, nepăsarea. Stăm nepăsători. Ascultați-mă ce vă spun. Eu mi-aduc aminte când pe mine Dumnezeu m-a trezit, eram student, eram pocăit, eram la teologie culmea și eram foarte pasionat de fotbal. Aveam 18 ani. Juca echipa națională a României să se califice la un campionat, nu mai știu ce, mondial, european, habar n-am. Bine că nu mai știu. Juca cu Slovenia, o echipă foarte slabă. Nu uita că un jucător care n-avea niciun habar de fotbal a băgat un gol de la jumătatea terenului în primul gol și ultimul din viața lui. Și așa s-o calificat aia. Asta țin minte că mi-a rămas în memorie. Eu eram la o conferință misionară, ca să vedeți cu ceilalți colegi de la teologie, în loc să fim acolo seara, era un misionar din Indonezia, dintr-o țară musulmană, noi eram la meci. În cameră, la un televizor micuț, nici nu știai care e să ai noștri, care e să ai al alți, care e mingea, care e omul, așa mic era televizorul ăla. Și ori pierdut ai noștri, nu mai știu cum a fost, dar știu că a doua zi dimineața, omul care trebuia să țină seara, când s-a dus el săracul să țină misionarul prezentarea, nu a avut la cine, nu era întâi la meci. A doua zi dimineața, noi toți cu fețele triste, prin încercări, parcă trecuți, se uită la noi, na, unde a fost aseară? Bineînțeles că să știa. Ce-a făcut echipa? Toți, evident, că știa. Și omul care avea pregătit o prezentare, cum se face la o conferință, o renunța la prezentarea lui ca să ne spună o întâmplare. O întâmplare la care Dumnezeu m-a trezit și mi-a vorbit prin Duhul Sfânt că trebuie să fiu predicator. Eu eram la teologie, dar nu voiam să fiu predicator, voiam să fiu filozof. Făceam și facultate de filozofie în același timp. Duhul lui Dumnezeu mi-a vorbit în timpul ăsta personal. Omul ăla a început să povestească, să spun așa. Dragii mei, uitați-vă, în perioada asta, în urmă cu câteva luni de zile, un tânăr ca și voi, în Indonezia, au fost condamnat la moarte și nu orice fel de moarte, ci moarte prin crucificare. Și ne-au povestit cum tânărul acela, din vremea noastră, a fost pus în fața următoarei situații. Ori te lepezi de Hristos, ori mor cum a murit el. Îl predici pe Hristos foarte bine, mor și tu pe cruce cum a murit el. În timp ce auzeam toată întâmplarea care a durat vreo 20 de minute, nu venea să cred să Stăteam lângă un coleg de-al meu, i-am dat un cos și i-am zis, măi, aud bine ce zice omul ăsta. În vremea noastră să existe martiri. Păi noi citim în cartea martirilor despre oameni care au murit, în fel fichit pentru Hristos. Păi noi n-am fost în stare pentru Hristos să stăm pe un scaun confortabil când altul a fost în stare să se pună pe o cruce pentru el. Și vrem să ajungem în rai, în același rai, cu același om, care au murit pentru Hristos în felul acela. Și mi-era așa de rușine în timp ce stăteam acolo și Tu, Sfânt mi-a vorbit. Și el a fost momentul în care în inima mea am hotărât că dacă Dumnezeu va îngădui, voi sluji prin predicare. Cum voi putea? Pentru că nu aveam nicio treabă cu predicatul și nu-mi plăcea să vorbesc în fața oamenilor. Acum, înțelege că tu ai o valoare. Ba mai mult, Biblia spune, spune Petru, vă las pe voi să găsiți unde, spune la un moment dat Petru, într-una dintre epistolele lui, fiecare să slujească după darul primit. Aici e o mare problemă în bisericile noastre. Și spune Apostolul Pavel, și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului 1 Corinteni 12 cu 7 spre folosul altora. Duhul Sfânt în parte darul, spune Pavel, după cum voiește. Asta ce înseamnă? Că Pavel, când vorbește în 1 Corinteni 12 și Romani 12, face o comparație între un organism viu, un trup și biserică și spune fiecare o parte din trupul acesta. Asta înseamnă că tu trebuie să înțelegi care parte din trupul lui Hristos ești și să acționezi ca atare. E o problemă în bisericile pocăiților. care e problema? Că toată lumea crede că există daruri cu microfon și daruri fără microfon. Greșeală majoră. Nu există așa ceva. Dacă vă uitați în Biblie, um, E un caz o fată cu numele Tabita. Vă aduceți aminte de ea? Tot în faptele Apostolilor, mi se pare, dacă nu mă înșel, chiar tot în capitolul 9 sau 10, acolo undeva. Și spune Biblia că atunci când fata asta, cu numele Tabita, moare, în faptele Apostolilor, în capitolul, da, tot în capitolul 9, în versetul 36, spune Biblia că era o, o ucenică numită Tabita care făcea o mulțime de fapte bune și milostenii. S-a îmbolnăvit și a murit. Și spune Biblia că Dumnezeu îngăduie ca Petru să se ducă acolo, să facă o rugăciune. Spune versetul 39, Petru s-a scurat și a plecat împreună cu ceilalți. Când a sosit, l-au dus în odaia de sus, toate văduvele l-au înconjurat plângând și i-au arătat hainele și cămășile pe care le făcea Dorca sau Tabita pe când era cu ele. Și știi ce se întâmplă mai departe? Dumnezeu o readuce la viață pe fata asta. M-am gândit, dacă vă uitați în Cartea Faptele Apostolilor, știți cine e primul martir al bisericii? L avem pe Ștefan. Dacă vă aduceți aminte, Ștefan, om plin de Duhul Sfânt, vorbit de bine, când moare se deschide cerul, dar rămâne mort. Era diacon. Fata asta moare și Dumnezeu trimite pe Petru și o înviază. Mi-am tot încercat. Bă, dar de ce? Nu era mai important Ștefan că era predicator. Nu, că mai erau predicatori destui. O murit unul, câțiva abia așteaptă să ia locul. Dar moare fata asta ce făcea haine pentru săraci. În toată adunarea aia nu mai făcea nimeni haine pentru săraci. O murit tot departamentul social. Și când o murit fata asta, zice domnul Pasta, trebuie să o aducem înapoi la viață, că nu mai e cine să facă haine pentru săraci. La predică, oamenii cu ochii pe program, Dar când îmi vine și mie rândul frate, că și eu aș zice măcar ceva acolo dar la făcut haine pentru săraci, era o singură fată și pentru că doar ea era acolo, Domnul o readuce la viață. Ce învăț eu din asta? Învăț că e important să slujești pe Dumnezeu acolo unde Dumnezeu m-a așezat. Că e important că există și darul îmbărbătării, că există și darul ajutorării. Cine își dorește asta? Toți vor darul prorociei, descoperirilor, minunilor, dacă nu făcutului de minune, predicării, învățături, înțelepciunii. Dar cine vrea darul ajutorării? Nimeni. Că dacă ai pune pe o listă, bă, da, păi acum asta, oricine poate face. Știți, când am fost prima dată în Franța, m -am dus frații să vizitez undeva, am văzut o statuie a lui Isus. Și am povestit asta de multe ori în predică. O statuie din metal. Și asta mi s-a părut foarte... M-a prima dată că era un Isus fără mâini. Și fiind metalică și fără mâini, m-am gândit că au trecut ai noștri pe acolo prima dată. M am tot uitat atent. Mă, așa au fost din start sau s-o place ceva după aia. Da. M-am uitat la statuie și sub statuie scria în limba latină și spre zidirea poporului, o să spun direct în limba română, scria așa, fiți voi mâinile mele. Hmm. Fiți voi mâinile mele. De fapt, a fi creștin asta înseamnă, să fii mâna lui Hristos întinsă pentru cel căzut, zâmbetul lui Hristos pentru cel întristat, lumina lui Hristos în întunericul lumii acesteia, pentru că fiecare dintre noi suntem chemați să slujim acolo unde Dumnezeu ne-a așezat. Când am preluat prima bisericuță ca păstor, toți oamenii voiau ori să cânte, ori să predice, ori să prorocească, ori să fie în față. Și l-am întrebat pe unul care se chinuia să cânte și am zis, frate, dumneata te chinui să cânți, noi ne chinuim să te ascultăm, ce știi dumneata să faci? Și mi-a zis, eu știu să construiesc. Zici, știi să faci un zid? Foarte simpatic. Zice, acum vrei să-l fac? Zic, nu acum. Mai târziu, uite cum stă treaba. Nu vrei tu să faci un zid. Uite că avem aici, în comunitatea noastră, o femeie bătrână, n-are pe nimeni să-i zugrăvească, săracă. N-ai vrea să-i faci un zid. Când poți tu, într-o sâmbătă, o dată pe lună, o dată la două săptămâni, n-ai vrea să pui la dispoziția lui Dumnezeu timpul tău să faci ceva pentru Domnul în felul ăsta? Pentru că ce rost are să cânți dacă n-ai nicio treabă cu cântatul? Ce rost are să spui poezii când tu nici nu știi să citești? Cum să mergi să predici altora când tu însuți nu cunoști Evanghelia sau Biblia și ai învățat doar două, trei versete acolo? Fiecare să slujească acolo unde Dumnezeu l-a așezat. Ce să fac pentru Domnul? Ce știi să faci? Fă cât mai bine pentru Dumnezeu și pentru slava lui Dumnezeu. Ești un om care știe să facă haine. Acum, astăzi, nu prea să mai fac haine, să cumpără, da? Ai bani să cumperi haine. Cumpără haine pentru săraci. E zidar, fă un zid pentru Domnul. Nu zice Domnul în cartea lui Ezechiel, caut un om, care ce să facă? Să predice, nu. Să stea în spărture, să înalți un zid, să, să mijlocească înaintea mea. Ascultați-mă în această zi, frați și surori, fiecare dintre noi, poți să rostești o rugăciune, soră în vârstă, poate nu să uite oamenii la tine prea importantă în ochii oamenilor, dar poți să rostești o rugăciune, ai timp, ești acasă, citești Evanghelia, ai timp destul, asculți cântări, asculți pe internet, roagă-te, roagă-te, ia la rând fiecare slujitor, fiecare om din biserica asta, fiecare familie. Ceea ce poți tu să faci pentru Dumnezeu e important. Nu trebuie. Asta e o boală la noi la pocăiți de foarte multe ori. Venitul ăsta și băgatul ăsta în seamă. Neapărat fiecare trebuie să facă ceva în față. Nu. Acolo. Nebăgat în seamă de oameni, dar important în ochii lui Dumnezeu. Mie când într-o biserică în moare un om de felul ăsta, vă spun că simt că există oameni termometru și oameni termostat în adunări, știți? Omul termometrului ăla care îi după, după el alți. Dacă unul cântă, cântă și el. Dacă nu, nu cântă. Dacă unul se închină lângă el, se închină și el. Dacă la doarme, doarme și el. Dar termostatul și ce face? Schimbă temperatura. el la care îl auzi, vorbește, Doamne, dă-i cuvinte, Doamne. Ăla care în rugăciune, mișcă biserica, rugăciune. Ăla care când intră cineva prima dată în adunare, zice, dar ce mai faci? Cu ești, bă, ești al lui cutare. E, e omul care schimbă atmosfera. E omul în stare, în, în, în mediul în care se află, se spune lui Dumnezeu, Doamne, eu nu vreau să fiu după mediul ăsta. Eu vreau cu ajutorul tău ca prin mine să schimb mediul acesta. No, asta vrea Dumnezeu de la noi. Fiecare dintre noi să identificăm corect locul în care ne aflăm. Și trei, să înflăcărăm darul. Adică, știți cum e? Unii de ani de zile cântă, de atât așa cântă. Predică, de atât așa. Slujesc de la același nivel. Știți care e rugăciunea mea? Doamne, în fiecare zi vreau să fiu mai bun pentru slava ta. Am crescut în biserică și aveam un frate tare simpatic. El zicea că unde se deschide caietul e de la Domnul să zică poezia. Și apoi, știți cum e că dacă deschizi un caiet, se deschide tot în același loc, la un moment dat. Era simpatic în felul lui, Să punea pe genunchi înainte să îl cheamă în față, să ruga și zicea, unde se deschide? Dacă e tu fiind obișnuit să se deschide în același loc, tot la aceeași poezie se deschidea. Și știam tot poezia mai bine decât el. Mi-aduc aminte că dată eu cu încă, uite cum sunteți voi, voi câți ani aveți? 12, tu? 14? 13? De e echipa perfectă. Fix cum erați voi, odată, noi stăteam în spatele acestui frate și ne-am uitat la el, fratele Flore al chema, ne-am uitat la el când s-a pus pe genunchi și ce am făcut? I-am pus un semn în altă parte, la altă poezie. Când s-a dus el săracul în față și s-a deschis caietul, s-a deschis la altă poezie pe care nu o știa. Să tătuita, nu, nu ui niciodată fața, să tătuita, zice, -are care are careva niște ochelari, că nu mai știa, nu mai vedea. Eu îmi care careva niște ochelari, s o uitat tot degeaba. Zice, fraților, cred că e voia Domnului, zice, să revin la cealaltă poezie. Și o reveni la aia pe care o știa. Acum, știți cum e? Eu vă spun ceva. Unii oameni îi auz la biserică, eu știam, îi pui să se roage tot aceeași rugăciune de ani de zile. Bogăția vieții tale de rugăciune se vede și cum te rogi. A de ani de zile același lucru. Deja îi știam, ăsta e fratele Vasile, ăsta e fratele Gheorghe, după cum se roagă, după cum spun, oameni dragi. Biblia spune și Apostolul Pavel îi spune lui Timotei în 2 Timotei 1 cu 6 Înflăcărează darul care este în tine Spune lui Dumnezeu, Doamne Ieri am cântat așa, astăzi vreau să cânt mai bine Ieri am trăit în felul ăsta pentru tine, astăzi vreau să trăiesc mai bine Biblia spune cine e sfânt, ce să facă? Să se sfințească Că Dumnezeul nostru merită tot ce e mai bun. Slăvi să fie El. Mai zic o dată, slăvi să fie El. Și zic și a treia oară, slăvi să fie numele Lui. Slujește, înțelegând că ai o valoare, identificând valoarea și dezvoltând valoarea sau dezvoltând ceea, înflăcărând valoarea. Apoi, doi, trăiește. De ce? Versetul 12 și mai propriu de sfârșit, dar încă mai este până la sfârșit, zice așa, Trei motive. Zice: A văzut-o Isus, a chemat-o Isus și a dezlegat-o Isus. Versetul 12. Trăiește pentru că te vede El, trăiește pentru că te cheamă El, trăiește pentru că ești dezlegat de El. Trăiește pentru că te vede El. Biblia spune că totul este gol și descoperit înaintea Dumnezeului cu care noi avem de-a face. Dragi copii, hai să vă întreb ceva. Că eu știu că. E foarte important și copiii să fie atenți și copiii voștri sunt foarte atenți. Acum vă întreb așa, dacă voi faceți acasă un lucru despre care știți că tata și mama nu sunt prea bucuroși, nu că voi ați face, frații voștri fac de obicei. Dar dacă prin absurd vorbind, voi ați face un lucru, o bocănă, așa, o chestie din asta, mama o zis sau tata, nu cumva să spargeți geamul sau nu cumva să faceți ceva. Și știți că mama și tata nu s acasă. Care e primul gând care vă trece vă o ziceți? Sau, sau, nu ziceți? Că, hai să nu, că poate vă, vă puneți rău cu părinții. Zic eu locul vostru. Zic. Exact. Fratele știe. Ține minte din copilărie. <lări> Ăsta e primul gând care îi trece unui om prin minte. Cum să fac să nu știe mama? Cum să... Da, om, primul om din, din istorie, Adam, ce-a făcut? Ce-a făcut după ce-a păcăt? S-a ascuns. No, asta, asta stă în natura omului când păcătuiește. Când încalci porunca tatălui, mamei și a lui Dumnezeu implicit, primul gând e cum să ascund. Și povesteam de dimineață copiilor din Biserica Betel, din Rădăuți, le spuneam fix povestea asta pe care vă spun și vouă, că uh, și eu cu fratele meu, Beni, la un moment dat am avut ideea asta să ascundem ceva de mama, că mama avea o vază galbenă pe care o primise de la tata, ținea mult la ea, o primi și ea de 8 martie odată ceva de la tata, vaza asta pe care o văzusem cu zi înainte într-o într consignație și când o văzut o mama cu zi înainte în consignație zice mă, dar urâtă-i vaza asta. A doua zi primește de la tata un cadou învălit într-un ziar ce părea ceva ce semăna cu o vază când deschide vaza era fix vaza pe care o văzusem și acum mama zice, dar ce frumoasă-i vaza asta eu m-am uitat la ea și i-am zis, mama, acum pe bune dar ieri ai zis că și m-am uitat în ochii ei și mi-am dat seama că, într-adevăr, o vedea frumoasă. De ce? Că dragostea înnobilează, transfigurează, transformă. Adică, voi n-ați văzut doi oameni care se îndrăgostesc unul de altul și zici, mă, da, ea nu vede bine, sau ăla nu vede bine. Voi nu vedeți că nouă tuturor copiii noștri ni se par cei mai frumoși? Și am văzut odată un tată care ținea în brațe un copil, un copil desfigurat, efectiv, din cauza bolii. Era bornav de distrofie musculară. Mie mi era greu să-l privesc. Și el îmi spune, frate, știu că poate părea urât în ochii tăi, dar mie mi se pare cel mai frumos. O fetiță cu numele Maria, care avea vreo 4-5 anișori, desfigurată total din cauza distrofiei musculare. Dragostea nobilează, transformă. Ceva ce poate părea urât în ochii altora, devine dintr-o dată frumos. Și mi-aduc aminte că mama o ținut mult la vaza asta, că nu, nu mai știu să fi primit vreun cadou de la tata, poate o mai primi, dar erau alte vremuri atunci. Și eu cu fratele meu am reușit să transformăm vaza asta în două, aproape egale, la o ceartă dintre noi. Și am avut ideea asta exact cum v-am zis. Cum să facem să nu știe mama? Ce am făcut-o? Am lipit-o, asta a fost ideea mea. Că ăsta mai mic a vrut să mă părască, ca așa să știaște știa cu părâtul, dar nu l-am lăsat, că eram mai hotărât decât el. Și am lipit-o. Și când a venit mama acasă, o trecut pe lângă vază și vaza s-a desprins în două, ea nu o băga de seamă și noi cu ochii mari am zis, mama, îi spar vaza. Acum, pruncii, văd că sunt foarte atenți, sper să nu le dau idei. Ce vreau să vă spun cu asta e că mama nu știu până când a zis-o la predică și atunci a fost supărată. A ieșit în timpul predicii. Dar vedeți că noi suntem exact ca niște copii. Mă uit la oameni mari oameni de 90 de ani și câteodată sunt fix ca niște copii. Noi în adunare câteodată ne încruntăm, facem pe serios și în realitate în viața de zi cu zi suntem de multe ori fix ca niște copii. Noi credem că putem ascunde de Dumnezeu care e prezent peste tot. Păi, nu ai cum să te ascunzi de Dumnezeu. Dumnezeu știe și ce nu știi tu despre tine. Sunt gânduri în subconștientul tău care te face să acționezi la un moment dat și tu zici, bă, dar de unde mi-a venit ideea asta? Dumnezeu știe de unde. Pentru că Biblia spune că Duhul lui Dumnezeu cercetează cele mai adânci lucruri. Lucrurile pe care niciun psihiatru, niciun om nu le poate sonda în el însuși, Dumnezeu le cunoaște, slăvi să fie numele. Dumnezeu știe nu numai fapta, El știe și intenția. Pentru că Dumnezeu când va judeca în ziua judecății de apoi, nu va ține cont numai de fapte, ci va ține cont și de intenția din care ai făcută fapta. Pentru că spune Biblia când vorbește despre dragoste, că poți să-ți dai și trupul să fie ars. Dacă nu ai dragoste, nu-ți folosește la nimic. Poți să-ți dai toată averea săracilor. Poți să faci o grămadă de fapte bune, dar dacă Dumnezeul care e dragoste nu-i prezent în viața ta și motivația fundamentală nu-i Dumnezeu, nu-ți folosește la absolut nimic. Asta spune Biblia. De a când trăiești, cu gândul acesta că Dumnezeu știe, dar Dumnezeu știe nu numai faptele tale pe care le văd oamenii și pe care le cântăresc eu. Eu văd ceea ce izbește privirea, dacă îmi spune Biblia că Dumnezeu vede inima, adică Dumnezeu vede gândul, Dumnezeu vede dacă ai dat din mândrie, dacă ai ajutat în modul cel mai sincer, care a fost motivația ta, dacă ai dat ca să te pună în față, care a fost motivul pentru care ai făcut și Dumnezeul acesta care cântărește și cele mai adânci dorințele noastre, slăvit să fie numele Lui, El știe. Noi punem masca, am scăpat de pandemie, dar masca o rămas, să știți mai departe. Și dincolo de măștile astea pe care le avem noi, e unul singur care vede și acesta este Dumnezeu. Și în ciuda faptului că Dumnezeu știe ce ai făcut săptămâna trecută, în ciuda faptului că Dumnezeu știe cele mai adânci năzuințe și dorințele tale, totuși Dumnezeu ne iubește și în această seară este gata să ne ierte, slăvi să fie numele Lui, pentru că Hristos a venit în lumea asta să mântuiască lumea, nu ca să o judece. Într-o zi va lua haina de judecată dar până atunci El este marele mântuitor. Slăvi să fie El în veci. El vede. Și în același timp, El ne cheamă, El ne cheamă să facem lucruri care depășesc puterile noastre, să știți. Iau pe mulți zicând că Dumnezeu nu ne cere mai mult decât putem. Nu știu cum sunteți voi. Dar mie îmi cere să iubesc și Nu știu cât de mult vă iubiți voi, Dumnezeu ne cere lucruri pe care nu le putem. Femeia asta era stăpânită de un duc de neputință. El te cheamă să faci lucruri pe care tu nu le poți în mod normal. Dar când El te cheamă, spune Biblia că a zis, ești dezlegată, tot El îți dă putere. Ascultă-mă, bărbatule, tu care de ani de zile vrei să faci pasul înspre legământul cu Domnul, dar nu-l poți face. Vreau să spun în seara asta ceva. Cel care te cheamă, te și dezleagă. Cel care te cheamă și de putere să faci ceea ce trebuie să faci. Pentru că Biblia spune în Galateni capitolul 5 că de la înfrânarea poftelor la bucurie, la răbdare, toate să roada Duhului Sfânt de noi. Și El îți spune în această zi, ești dezlegat de neputința ta. De ce trăiești mai departe ca și cum ai fi rob banului? De ce trăiești mai departe ca și cum ai fi rob imoralității? De ce trăiești mai departe ca și cum ai fi rob țigării? Ești dezlegat de neputința ta noi de multe ori trăim din obișnuință mai departe, ca și cum ar fi legați exact ca femeia asta, dar Domnul Isus îi spune, femeie, tu ești deja dezlegată din putința ta, știți ce spune Biblia în Efesen 2 cu, cu 10, că Dumnezeu a pregătit faptele bune în care noi trebuie doar să pășim, El le-a pregătit mai dinainte El e cel care ne dă putere, slavă lui în veci slujește trăiește și aici la trăiește deci aici erau trei predici practic eu v-am zis, trei, patru predici într-o predică fiecare se putea dezvolta într-o altă predică. Și trei. Taci. Slujește, trăiește și taci. Învăț de la femeia asta, și cu asta închei, că atunci când cineva te vorbește de rău, cel mai bun răspuns e să taci. Ce face femeia? Când omul ăsta zice, când fruntașul sinagogii zice, veniți să vă vindecați în alte zile. Ia ce zice? Ce ar fi putut să spună? Ar fi putut să spună așa. Păi până acum tu ai acceptat ca eu să fiu aici cu toate că în Sfânta Tradiție nu îngăduie ca o femeie să fie aici. Ai încălcat tradiția. Acum dintr-o dată te deranjează dacă vine Iisus și face o vindecare în ziua de sabat și încalcă mișna Sfânta Tradiție nescrisă a evreilor. Ia a tăcut. A tăcut. Știți de ce a tăcut? Pentru că spune Biblia că atunci i-a răspuns Domnul. Vreau să spun în seara asta. Cântați tu, vorbește Domnul. Zice Biblia, fățarnicilor i-a răspuns Domnul. Mai zic o dată, i-a răspuns Domnul. Mai zic o dată, i-a răspuns Domnul. N-ai vrea tu ca Domnul să răspundă și în dreptul tău? Sau vrei tu să răspunzi? Nu știu cum sunteți voi dacă în cineva îmi dă o replică și nu vine pe moment, după aia mă tot gândesc. Bă, dacă îi ziceam așa, dacă îi zice așa, dacă îi zice așa. Și când mă întâlnesc cu omul, Duhul Sfânt îmi zice, taci. În capul meu am pe variante. Pe loc poate nu mi-a venit nimic. Dacă mă întâlnesc cu el, Duhul Sfânt zice, taci. Slujește, trăiește și taci. De ce? Ca să răspundă Domnul. Poate vorbesc cei din casa ta, poate prietenii tăi, poate colegii tăi, oamenii pe care tu i-ai ajutat. Femeia asta probabil că sponsoriza sinagoga, fruntașul ăsta al sinagogii trăia în bună măsură din banii donați de această femeie. Ea era prin bunăvoința lui, între ghilimele, prin încălcarea lui, prin închiderea lui, închiderea așa, a ochilor lui, putea să fie în sinagoga acolo, gârbovită, Iisus a văzut, și dintr-o dată ăsta se trezește în el dragostea pentru sfânta tradiție. Știu că trăim într-o zonă și voi o stați și veniți dintr-o zonă de genul acesta. Spunea Iaroslav Pelican, un teolog ortodox, zice așa, legat de tradiție. Zicea, tradiția este credința vie a celor morți, tradiționalismul este credința moartă celor vii. Bisericile noastre sunt înlănțuite de tot felul de tradiționalisme, nu tradiții, că tradiția e bună. Biblia e o tradiție pe care am primit-o și o păstrăm de câteva mii de ani. De tot felul de chestii din astea mărunte. Să zice că n-ai voie să te rogi numai în picioare, să zice că n-ai voie numai în genunchi. De unde este? Așa a fost la noi în sat. Să fii sănătoși. Și femeia asta tace. Ar fi putut să-i spună, dacă îți-am dat bani, a fost ok când s-am sponsorizat, am fost bine, dar acum că m-o vindecat, te iei de mine? În loc să te bucuri, să zici, mă bucur pentru tine. De 18 ani vin aici. De 18 ani îți ascult predicele și la fel. De 18 ani vin la fiecare zi de sabat la sinagogă cu gândul, poate de data asta se va atinge de mine Dumnezeu. Și iată că a venit ziua în care Dumnezeu a coborât în sinagoga noastră prin Hristos și s-a atins de mine și m-a vindecat. Și tu, în loc să te bucur cu mine, mă judeci. Ce șef al sinagogii ești tu? Ce slujitor ești tu? Ce preod ești tu? Ce pastor ești tu? Care, în loc să te bucur de mine că am scăpat de păcat, că am scăpat de alcool, că am scăpat de nenorociri, mă judeci că mă apropii de Dumnezeu. Dar știți care e răspunsul? Răspunsul e tăcerea ei. De ce? Pentru că atunci când ea tace, răspunde Domnul. Și când răspunde Domnul, spune Biblia că toți au rămas rușinați. Toți. Pentru că atunci când răspunde Domnul, dușmanii rămân rușinați. Că răspunzi tu, tu rămâi de rușine până la urmă. O să vă spun și vouă și cu asta închei întâmplarea pe care am spus-o de dimineață la Rădăuți. Am avut un băiat care o hotărât să se întoarcă la Domnul în clasa 11 -a. era bine făcut, într-un liceu industrial. Și băiatul ăsta mi-a zis că după ce s-a pocăit în clasa lui, își băteau joc de el toți colegii, dar în special unul dintre colegii în pauza mare râdeau de el, se strângeau în jurul lui și ăsta râdea și își bătea joc. Și ceilalți aplaudau, ca la comedie. Și el zice, „Au venit o dată la mine și mi-a zis, frate păstor, dacă îl bat pe băiatul ăsta și mă rog, mai iartă Dumnezeu după aia. Hmm. Și am zis, mă la Dumnezeu nu merge cum o mărți catolicii cu indulgențele, că așa au apărut reforma, că ei cumpărau înainte cam câte păcate pot face. Calculau, am de rezolvat aia, am de furat acolo, am de bătut pe ăla, cumpăr înainte păcatul și mai arte Dumnezeu. Nu, 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 merge așa. Da? Hai să ne rugăm să vedem ce zice Domnul. Și m-am rugat și am așteptat ca Dumnezeu să mă călăuzească. Și Dumnezeu m-a călăuzit. N-am auzit nicio voce, dar Dumnezeu în adâncul ființei mele mi-a zis, taci. Zi să tacă. Și am zis, uite, Domnul zice să taci. Și el foarte simpatic zice, sigur de la Domnul. Zic, sigur de la Domnul. Și mi-aduc aminte, de asemenea, că după câteva luni au venit la mine și mi-au zis, frate, uite ce s-a întâmplat. Am tăcut, am tăcut, am îndurat și, deodată, băiatul ăla nu mai zis nimic. Și după câteva zile în care nu mai zis nimic, într-o pauză, au venit din nou la mine, toți se așteptau să înceapă din nou veselia și bătaia de joc. Și mi-au zis, auz, eu nu cred în Dumnezeu, dar dacă Dumnezeu există și ascultă pe cineva, cred că pe tine te ascultă. Eu am o problemă de sănătate, nu vrei să te rogi pentru mine zice, s-a făcut o liniște la noi în pauză, că la noi nici la matematică nu era liniște cum s-a făcut în pauza aia. Și zic, ce ai făcut? De ce, ce o să fac? Am luat Biblia și am făcut cum faci dumneavoastră la biserică. M-am dus la catedră și am zis, toată lumea în picioare, citim cuvântul Domnului. Și o citit din Biblie unde acolo scrie despre bolnavi, ce trebuie să faci când cineva e bolnav. Și mi-a zis, m-am rugat și a fost o liniște, toți colegii mei s-au ridicat în picioare, ori tăcut, ori pleca privirea, unii care aveau ceva pe cap și au da jos ce aveau pe cap. Și, și, am simțit prezența lui Dumnezeu cum n-am simțit-o biserică. Și Dumnezeu mi-a dat biruința asta extraordinară. Și a venit să spun că ce, ai spus, ce mi-ai zis a fost de la Domnul. Și că dacă n-aș fi tăcut, nu s-ar fi întâmplat asta niciodată. Poate în familia ta ai pe cineva care tot timpul apasă pe tine, socul tău, ta, neamuri, prieteni, poate chiar cel de lângă tine, cel pe care îl iubești, copilul tău, soțul tău, soția ta. Ascultă-mă, Domnul zice, taci, pentru că vine vremea când va vorbi El și la cuvântul Lui se potoresc valurile. La cuvântul Lui, tot ce există, există prin puterea cuvântului Său. Spre deosebire de politicienii din România care au transformat totul în nimic, Dumnezeu a creat totul din nimic. Ex nihilo, cum zic latinii. Totul există din nimic. Nimicul e materialul de construcție preferat al lui Dumnezeu. De avem noi o cântare, nu știu dacă o cânta și voi veche, care zice: Eu n-am ce să da, eu n-am ce da decât inima mea. Pentru că atunci când vine înaintea lui Dumnezeu, vin cu zerourile mele, 0, 0, 0, 0, și înaintea lor Dumnezeu vine și o pune un 1 și dă valoare. Când vin în fața lui Dumnezeu, de aia spune Biblia, cine vrea să mă urmeze pe bine a zis Iisus, să se lepe de sine. Ăsta e primul pas până să-ți crucea. Trebuie să înțelegi că e zero fără Dumnezeu. Și după ce ai înțeles că e zero fără Dumnezeu, abia apoi poți să-ți poți să iei crucea și să o duci, dar nu cu ajutorul tău, ci cu ajutorul lui. Vreau să fac o rugăciune. Am înțeles că tinerii mai cântă o cântare. Mai cântați o cântare? Haideți aici în față și să cântăm împreună. Vă invit să stați în picioare împreună cu noi. Nu știu ce cântări au pregătit ei. Probabil că le cunosc dacă sunt din același registru ca și cele cântate anterior. Dar aș vrea să ne închinăm lui Dumnezeu. Da, e o cântare pe care cu siguranță o cunoaștem cu toți. Aș vrea să cântăm cântarea aceasta și apoi aș vrea să rostesc o rugăciune. E o cântare care este ca o rugăciune. De fapt, toate cântările noastre sunt rugăciune. Aș vrea să stați cu ochii închiși, acolo unde sunteți. Ca la rugăciune. Dacă nu știți versurile, din când în când mai puteți deschide câte un ochi, vă puteți uita. Dar aș vrea să rămânem în atitudine de rugăciune. Vreau să înțelegem că suntem în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să venim înaintea lui și să spunem, Doamne, știu că tu îmi cunoști gândurile. Știu că tu știi ce este în inima mea. Atinge-te, Doamne, de mine. Ești în seara asta la biserică și te întreb, Doamne, ce vrei să fac? Dumnezeu îți spune, cine crede și se botează, va fi mântuit. Dumnezeu așteaptă de la tine să crezi că Isus e Fiul Lui care a venit în lumea asta să moară pentru păcatele tale. Și apoi să declare în apa botezului că El este Domn și Mântuitor al vieții tale. El așteaptă de la tine să te sfințești, dacă e sfânt să te sfințești și să trăiești în ascultare de El. Acolo unde ești, spune lui Dumnezeu, Doamne, vreau să trăiesc în ascultare de Tine. Haideți să începem să cântăm. Dar să știți că această cântare este o rugăciune și dacă... Și dacă nu vrei să cânți, în adâncul inimii tale, roagă-te lui Dumnezeu, ai libertatea să te rogi, să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, știu că nu tu poți șterge lacrimile. Știu, Doamne, Dumnezeule, că nu tu poți să rezolvi problema din familie. Știu, Doamne, că nu mai tu poți să rezolvi problema din viață. Hai să începem să cântăm, dragi tineri, începeți.